Salutare, tu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Minecraft Underground Survival, așa nu mai venea cuvântul. Episodul cu numărul 4, cred, nu știu, 5, 4, cât o fi, sincer, chiar nu mai țin minte și începând de astăzi, ultimele dăți ne-am tot plimbat stânga, dreapta și n-am reușit să facem nimic ca lumea, nimic concret, dar începând din episodul ăsta vreau să mă duc și să fac un fel de rush la obiective ca să putem să începem cu altă hartă, pentru că am zis că nu mai fac chestia, am zis că nu mai fac harta aia cu exceptional altitude, pentru că mi se pare plictisitoare și dacă chestia asta o să fie lungită prea mult și o să încerc eu să fac chestii pe care aș putea să le fac în orice altă serie, ori o să devină la fel de banală și plictisitoare ca exceptional altitude, dacă nu chiar mai plictisitoare, pentru că, hei, chiar n-ai chestii de făcut interesante. În aia măcar mai spawnai o chestie. Oh shit. Oh shit. Bun. Bun. Așa că, întâi de toate, o să facem o armură full de iron, pentru că de trebuie să o facem. Este un challenge și în al doilea rând o să mă duc în, nu știu unde mă duc, dar trebuie să mai fac încă o fermă de wheat. Și nu știu dacă am vreo, am niște semințe. Actually, n-am nici cea mai vagă idee unde să fac această fermă. Aș putea să fac o fermă gen unită de asta și să fie o fermă de cartofi și wheat. Da, cred că asta o să fac, pentru că nu vreau să stau foarte mult pe ea. Și cineva mi-a zis că, bă, vezi că astea, cum să zic, mobii nu se spawnează toți din cauza luminii, ci se spawnează și din cauza spawnerelor. Deci, aparent, în zonele alea cu bedrock, cred, cel puțin asta e ceea ce cred eu, nu s-ar putea să nu fie pe bune. Deci, în zonele cu bedrock, acolo, înăuntru, se află spawnere, ca să nu le pot sparge și nu pot să ajung la ele. Adică pot să, nu știu, zi, nu le pot sparge spawnerele alea și din când în când mai spawnează creepy. Creepy. Scuze, prea mult lol. Mobi. Și mobii ăștia nenorociți se tot spawnează și se spawnează și ei alții, adică e bine că am pus lumină, pentru că așa nu o să se spawneze mai mulți măcar, dar tot o să se spawneze, adică nu o să scăpăm niciodată de scheleți și chestii de-astea. Deci, în primul rând o să trebuiască să-mi încentez o armură, dacă mai apuc, deși nu cred că o să apuc, să fiu sincer, pentru că, cum am zis, vreau să dau un rush, poate reușim să terminăm seria până în episodul 10 și atunci chestia asta ar fi super, pentru că putem să ne apucăm de altă hartă. Aoleo, cât aiurea e aici. Ai, ai, ai. Așa, bun, hai că nu mai avem. Bine că avem bucățile astea de piatră prăjită. Bucăți de piatră prăjită. Bucățile prăjite, piatra prăjită în, mă scuzați pentru această întrerupere, dar mi-a sunat minunatul telefon. Oh, și hei, știți că tot vorbeam de chestia asta cu acordul, am spart ce nu trebuia, că tot vorbeam eu de chestia asta cu acordul, că nu știam cu ce să acord asta cu piatra prăjită, bucățile prăjite, bla bla bla, așa. Astăzi, de fapt, nu când vedeți voi ăsta, pentru că ăsta ar trebui să apară la prânz, cred. Astăzi, episodul, când este uploadat, data de 8 a 6-a, mă scuzați. Azi e 7 când filmez. Data de 8 a 6-a, eu dau competența la română. Ceea ce este perfect genial, pentru că nu e ca și cum chestia aia ar fi useless as shit, dar totuși noi trebuie să avem grijă să le dăm, adică că să avem grijă, noi trebuie să le dăm, pentru că, hei, oricine vrea să dea un căcat care nu e bun de nimic, nu? Bun. Pentru că chiar așa e, e un calificativ, competențele sunt de căcat. Dacă știam cât de easy e
examenul, mă rog, așa, nici măcar nu mai legalizam copia și e fucking useless. Nu mai legalizam, de fapt nu mai făceam copie legalizată pentru Cambridge, pentru că știți cum se dau competențele la engleză, română și informatică. Și eu, pentru că aveam examenul Cambridge, v-am mai povestit eu de el, aveam examenul Cambridge luat, am zis că, hei, nu mai are rost să-l dau, examenul la engleză mă refer, pentru că pot să-mi echivalez chestiile astea două, așa că o să îmi echivalez diplomele și o să fie șmecher și chestii și am plătit 1 milion. Deci chestia aia te costă 1 milion să o plătești. Bine, de fapt costă mai puțin, costă ceva de genul, costă 1 milion să o plătești? Doamne, costă 1 milion să legalizezi diploma. Deci tu ai luat diploma, trebuie să mai dai încă 1 milion ca să ți-o poți echivala. Faza e că nu costă chiar așa de mult legalizarea cât costă traducerea, pentru că da, trebuie tradusă și chestia e pe 2 pagini, gen, dar ăștia sunt așa de incompetenți încât nu ți-o pot traduce pe 2 pagini. Bine, nu sunt așa de incompetenți, dar faza e că nu vor să te aducă pe 2 pagini, așa că îți mai pun o pagină, ți-o traduc cum ar veni pe 3 pagini ca să scoată și un ban în plus, că ne, suntem în Românica, nu? Așa e frumos, până la urmă. No, bun, am nevoie de o greată cu apă, de fapt stați întâi de toate, trebuie să mănânc. Și, hei, am făcut primul nostru challenge și acum ne îndreptăm spre al doilea, o să ne facem o fermă de... Oh, shit! O să ne facem o fermă de... Bah! Wheat, că nu-mi venea. O să facem o fermă de wheat. O să trebuie să facem o armură de gold. Așa. Și am uitat ce mai avem de făcut, erau challenge-uri pe acolo, un bloc de diamant, un bloc de emerald, blocul de emerald avem 4 bucăți și blocul de diamant, cred că avem 3 și nu avem nevoie la alt challenge de făcut, nu? Stați că mă uit imediat. Deci melon farm, cow farm, asta să dea drasi dacă știu cum fac fishing rod și să pescuiesc. Astea pot să le fac, astea două. Să fac un wheat farm, melon farm. Așa, deci pe ăsta l-am făcut. Pe ăsta urmează să-l facem. Astea două să fie puțin mai ciudate pentru că o să trebuiască să ne plimbăm. Și chestii. Bun, avem iron. Să mai am nevoie de niște lemn neapărat. Pentru că am cam rămas fără. De aia, ce surpriză, nu? Oh, shit, am uitat să pun apa. Și era mișto să mă întreb de ce nu merge. Bun. Așa. O să avem în curând și o fermă de wheat care să fie completă și funcțională și toate cele. Bun. Și chestia asta o să ne ajute de asemenea și la ferma de văcuțe. Așa. Ferma de melon o să fac separat, pentru că pe aia vreau să fac altfel, dar pe asta pot să o umnesc așa, n-am nicio treabă. Bun, nu mai bine, ne mai rămân și de-astea și semințe. Așa, bun. Aș vrea să pot să stachez cât mai multe lucruri. Aici. Așa. Time to strike, lol. Vreau să mă duc și să fac următorul lucru. Vreau toporul. Am un
care. Vreau să caut chesturile, să văd dacă mai sunt pe aici sau dacă le-am luat. Că dacă mai sunt, vreau să le sparg și să le iau, și să le iau cu mine. Monster Hunter, what? Frate, deci... A, da, chiar am dat la 1... Oh, corect, am dat la 1.87. Holy shit, nigga. Bă, da, știu că... Holy fuck! Mamă, încât a chain-ul de săgeți m-au prins acolo. Trebuie să pap neapărat aici. Oh, shit. Fuck. Mamă, ești nebun ce țin tau. Uai. Uai. E prea mult pentru mine. Bun, îl vreau. Hop. Dă, bun. Și aici nebun am ajuns să adun așa lemnul. Deci aici nu se spawnează. Da, trebuie să zic eu asta. M-am mâncat în cur, nu-i așa? Ai. Mă, dacă se spawnează ceva pe aici, am belit-o. Mai ales să fie vreună... Oh, schelet. Oh, shit. Ai. Tăcat. Nu, m-am mâncat. Știi, nu trebuia să fi stat să fi luat lemnul de acolo. A, bun. Deci tocmai voiam să zic că sunt mâncat dacă nu-mi dau ăștia... sabia în quick bar când o ia. Oh, no. Ok. Hai, de capul meu. Băi, faza nașpa e că eu încă mai am lucruri de luat de aici. Adică... Nu știu, ar trebui să îi atrag cumva. Bine, măcar că ăștia sunt zombie, adică nu sunt chiar ca nenorociții aia. Uite, știu de unde trage! Ai! Oh, shit. Ce e asta? Potion of healing, bun. Ah, căcat. Bă, dar nu mai dăm în mine halul ăsta. Bun, iau pe aici tot ce... Nu mai am nimic de luat. What the fuck, și atunci eu de ce mă băteam? Iai. Sunt un geniu câteodată. Bun, sunt aici. Am făcut două challenge-uri și mai am un de ăsta în care să pun lucruri. De fapt, de ce le pun eu pe astea? Că de astea o să am nevoie. Postal vreau. Posta tot așa îl vreau cu mine. A, am pantofiorii, locul 1, 2, cred că cam atât. Instant Hell 2. Ce e asta? Regeneration, Instant Hell, o să mai iau de asta. Și de fapt îl iau și posta. Și punem și cartofii. Mai de cap, uitați-vă și voi ce e pe aici. Ai. Of, bă. Să văd. Upsi. Upsi. Mi-aș face o sabie de diamant numai ca să pot să trag mai ca lumea în ăștia. Ah, căcat. Mă gândeam că am o de-asta. Oare pot? Oh, hai că mi-a ieșit. Este. Oh, perfect.
numai bine. De ce am stat eu să le... Nu puteam să-l sparg și să... Ioi! Așa. Bun. Am scăpat. Ololo. Actually? Oh, nu, 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 nu. Nu în lavă, nu mă împingeți voi pe mine în lavă. Bun, l-am luat și pe ăla. Acu am am destul de mult emerald. Dar de fapt, n-am destul cât pentru a completa challenge-ul, dar am ceva. L-am pus și eu în... Nu mai zic unde l-am pus. Bun, perfect. Oi, oi, oi. Măcar acum mai am câte ceva pe aici. Bun. Hai să vedem. Am făcut așa. Wheat farm, data viitoare facem mellow farm. Melon farm. Cow farm, nu știu cum dracu facem. Craft a fishing rod și catch 5 fish și poate încercăm data viitoare. Asta am făcut-o. Asta o să urmeze. De fapt, stai să văd cam cât gold mai am. De fapt, cât gold am, nu că cât gold mai am. Am 6 bucăți aici. Și atât. Am 6 bucăți de fucking gold. Oh well. Cam asta a fost tot pentru episodul ăsta. O să închei aici și o să continui data viitoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați un subscribe în cazul în care n-ați făcut-o deja. Până data viitoare, eu am fost Cristi. Bye bye!